În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, când te-am văzut gol sau flămând sau însetat sau în temniță sau bolnav și ți-am slujit ție? Iubiți credincioși, cam aceasta este întrebarea care ne macină de acum, dar vă spun sincer, ne va măcina și dincolo. Întotdeauna împărăția cerurilor a fost zidită în ochii celor care l-ascultau pe Mântuitorul ca ceva care seamănă cu ceva de aici, dar nu este nimic din ceea ce este aici. Așa și noi. Vedem anumite lucruri și suntem chiar convinși că așa este cum le vedem și totuși aflăm mai târziu că nu este chiar așa. De altminteri, știți și vorba românească, ceea ce vezi nu-i ceea ce crezi. Fiecare dintre noi avem anumite percepții. Fiecare dintre noi, când constatăm ceva, noi credem că deținem adevărul despre ceea ce se întâmplă în ochii noștri. Dar nu este așa. Cel care are încredere că tot ceea ce percepe el este adevărat, cu siguranță că se referă numai și numai la anumite calități superficiale. Putem să spunem, de exemplu, foarte simplu, domne, știu când e zi și când e noapte. Da? Nu cred. Știi că este zi datorită faptului că este lumină afară? Bun, este lumină afară, dar sunt zone când 6 luni ține lumina asta și este ziua polară. Știm că este noapte atunci când este întuneric, dar ia gândește-te dacă este noapte pentru tot omul. Sunt oameni care n-au văzut lumina zilei niciodată și înseamnă că este noapte tot timpul. Va să zic că tot ceea ce credem noi că este adevărat, pentru celălalt poate să fie fals și invers. Se spune că odată o pacientă a unui psihiatru s-a dus la el foarte, foarte tulburată și a spus: domn doctor, să știți că eu am început să nu mai am nicio siguranță. Adică am început să mă îndoiesc de tot ce se întâmplă pe lângă mine. Zice, a, nu e nicio problemă, doamnă. Să știți că siguranță au numai idioții. Iartă-mă că spun așa pe față, dar da, cu siguranță acesta este lucru. Zice, dar sunteți siguri? Absolut. S-ar putea să cădem în propriile noastre mreje pe care le aruncăm și să știți că trebuie să ne gândim mai profund. Astăzi, în calendare, este scris ziua înfricoșătoarei, duminica înfricoșătoarei judecăți, lăsatul sec de carne. Strict, sec și la obiect. Ani de zile sunt de când mă rog la Dumnezeu să vin în fața dumneavoastră în această duminică cu rezolvarea problemei. Adică, de când sunt eu în studii teologice, mă gândesc de ce să se înfricoșeze oamenii, pentru că să știți că înainte de a fi aici în fața dumneavoastră și eu am fost în fața altor preoți. Și de când eram mic, toate începeau: duceți-vă de lume, blestemaților, că o fi copății. Măi, fraților, nu e chiar așa. Duminica de astăzi este o duminică cu tot și totul realistă. Ne prezintă lucrurile exact așa cum sunt. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Matei, că Mântuitorul a spus: atunci când va veni Fiul omului într-o slava sa și cu sfinții săi îngeri, va despărți lumea precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa și caprele de-a stânga și va zice celor de-a dreapta: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav a fost și m-ați cercetat, în temniță și ați venit la mine. Iar cei drepți se vor mira și: Doamne, dar când te-am văzut gol, flămând, în temniță, bolnav și am venit și ți-am slujit ție? Și a spus: întrucât ați făcut unor dintre acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Apoi se va întoarce către cei de-a stânga și le va zice: plecați de la mine, blestemaților, căci gol am fost și nu mi-ați dat, nu m-ați îmbrăcat, flămând a fost și nu m-ați hrănit, însetat a fost și nu mi-ați dat să beau, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Și atunci, aceeași întrebare
o vor pune și aceștia. Doamne, dar când te-am văzut gol sau flămând sau însetat sau în temniță sau bolnav și nu ți-am slujit ție? Și a spus, întrucât nu ați făcut celor mai mici frați ai mei, nici mie nu mi-ați făcut. Iubiți credincioși, iată că nu poate să fie acuzat dreptul judecător că a folosit măsuri diferite, că s-a legat de anumite articole pentru o anumită categorie și alte articole pentru o altă categorie. Nu. Pur și simplu a redus Mântuitorul această judecată la modul în care noi am perceput viața și l-am perceput pe celălalt. De multe ori facem confuzia cu celălalt. Dacă nu suntem în stare să vedem în celălalt pe Hristos, nu avem ce să căutăm să dăm răspuns la întrebarea când te-am văzut, Doamne, dacă nu te-am văzut în ceilalți. Bineînțeles că nu o să-L vedem pe Hristos coborând pe norii cerului, cum l-au văzut apostolii în multele tabor. Nu mai suntem noi vrednici de așa ceva. Dar asta nu înseamnă că Hristos stă numai în sânurile Tatălui. Nu, este printre noi. Și să nu credeți că acum trecem la teorie. Nu, este la capitolul practică. De multe ori confundăm lucrurile. Se spune că odată una dintre fetițele unei familii cu două fete, în fiecare zi o întreba pe mama: mami, unde este cămașa? Mami, mi-ai călcat sarafanul? Mami, ce mâncăm? Mami, dacă la ce oră să vin? Când venea de la școală, începea să spună: mami, uite ce notă am luat, mami, uite dacă e bine, hai să mă ajut să fac temele, mami în sus, mami în jos. Acum tatăl, care era de multe ori martorul acestor întrebări, deși a văzut că soția era foarte, foarte solicitată să dea aceste răspunsuri, mai ales că erau niște răspunsuri practice. Dacă te întreabă mami unde e cămașa călcată, bineînțeles că biata femeie punea mâna pe fierul de călcat și călca o cămașă. Dar ar fi fost și el bucuros să-i adreseze și lui fata lui o întrebare, măcar o dată. Ei bine, și într-o zi nu era mama acasă. Și bietul om, parcă-l și vedeți așa, stând și așteptând ca să intre fata în casă. Trebuia să-l întrebe și el pe el ceva. Și bineînțeles că a intrat fata și când l-a văzut pe el, i-a adresat și lui o întrebare: tati, unde-i mami? Copiii, dacă noi vrem să răspundem la întrebările pe care viața ni le adresează, trebuie să fim sinceri în primul rând cu noi înșine. Să nu credem noi că suntem noi pe drumul cel bun, iar toți ceilalți sunt pe drumul lăturalnic. Nu. Se spune că odată doi bătrânei, după ce probabil că intraseră în programul ăsta Rabla și schimbaseră de la Dacia la altă mașină, au plecat și ei pe autostradă. Nu erau pe la noi, erau undeva unde erau mai multe autostrăzi. Și la un moment dat, bătrânica fiind mai atentă la ceea ce se zicea la radio decât tataie, care era numai cu în jurul pe ăla, ia uite pe ăla ce a făcut, toată lumea era vinovată pe lângă el, bătrânica aude un anunț la radio și din curiozitate intră în vorbă cu tataie: măi, moșule, pă da dreptul că dacă erau de aceeași vârstă, noi pe ce autostradă suntem? Nu știu, regala, lasă-mă în pace. Auzi, dar vezi că e o autostradă A17, desigur nu era în România. E pe A17, zice, vezi că spun ăștia că unul a luat-o pe contrasens, zice, și nu știe cum să-l oprească. Zice, dragă, unul, ia uite-i, zeci, sute. De multe ori credem că suntem noi pe sensul cel bun, dar nu e așa. Mântuitorul astăzi ne avertizează că trebuie să facem ceea ce vedem la celălalt. Dacă vrem într-adevăr să-L vedem pe Hristos, să-L îmbrăcăm pe Hristos, să-L hrănim, să-L cercetăm dacă e bolnav sau în temniță, trebuie să facem nimic altceva decât să mergem la cel de lângă noi. Icoana Mântuitorului este sensul de mers pe care trebuie să-L parcurgem. Se vor fi întrebat și unii și alții, va să zică, unde te-am văzut, Doamne? Păi haide să ne aducem aminte de cel căzut în mâinile tâlharilor. Cine a trecut pe lângă el? În primul rând a trecut preotul, că acum trebuie să vorbim și din casă. Nu, aveam un coleg care întotdeauna când era vorba de Samarenul Milostiv,
începea să spună vreo 10 minute despre Vechiul Testament, cum erau preoții de atunci, acum. Nu, tată, preoții sunt de acum 2000 de ani, toți aceiași sunt. Cu aceleași patimi suntem, nu ne jucăm cu vorbele. Și va să zic că trece un preot pe acolo și văzându-l, a trecut pe alături. Adică l-a văzut. Dar cum l-a văzut? L-a văzut numai așa cât să nu calce peste el. L-a văzut și a trecut pe alături. Tot așa și un levit. Levitul, adică tot în administrație, ca să zic așa. Levitul a văzut și la fel a trecut pe alături. Un samarinean, văzându-l, i s-a făcut milă de el. Va să zic că și vederea asta are mai multe aspecte. Una e să-l vezi pe om așa căzut în neputință și să începi chiar să-l și vaieți, dar să-l ocolești așa, să treci pe lângă el. Și alta e ca vederea să îți dea ca efect o trăire a ceea ce vezi. Și când trăiești ceea ce vezi, înseamnă că încep roadele. Și când încep roadele, iată că prima rodire a fost, i s-a făcut milă. După ce a văzut, i s-a făcut milă. Tocmai acesta este răspunsul la întrebarea, când te-am văzut, Doamne? Păi când eram în mijlocul tâlharilor, când ai trecut pe lângă mine și nu m-ai băgat în seamă. Sau samarinearul lui va spune, păi da, eu eram cel căzut între tâlhari și întrucât ai făcut milostenie cu fratele tău, mie mi-ai făcut milostenie. Iubiți credincioși, în viața aceasta în care ne zbatem parcă fiecare pentru fiecare, de multe ori avem falsa impresie că ne facem datoria. Chiar acum vreo câteva zile ascultam pe cineva care se disculpa cu atâta nonșalanță cum că a făcut numai după dreptate. Adică, dom'le, dacă am de la medicul cutare un document de handicap pentru nu știu care, nu mai conta că omul ăla conducea singur o mașină, nu mă conta nimic, dom'le, am documentul, dom'le, am documentul. Asta ne avertizează astăzi Mântuitorul. Nu cumva să nu-L vedem pe Hristos în faptele noastre. Și foarte frumos zicea Părintele Constantin Necula, zice, aș vrea să faceți lucruri în care să nu vă încurce Hristos. Pentru că în conștiința noastră știm ce e bine și ce este rău. În conștiința noastră știm că am luat-o la stânga sau la dreapta și drumul era înainte. Conștiința noastră ne spune, dar încercăm de fiecare dată să o amorțim, să o adormim, să spunem, lasă că și celălalt e așa, lasă că și celălalt când a fost pe funcția asta a avut nu știu ce beneficii, lasă că merge așa, vedem noi până când, o să mai facem și în Iscaiva donații, mai pictăm o catapeteasmă pe undeva, mai facem o pictură, mai dăm cu var, vedem noi care-i treaba. Fraților, duminica de astăzi este o duminică ce nu ne va lăsa pe bună dreptate să dormim măcar până la Paști. Trebuie să fim atenți, de acum urmează postul, că deja este lăsatul sec de carne, de mâine începe un post așa mai ușurel, dar de săptămâna cealaltă începem cu adevărat. Această întrebare, l-am văzut pe Hristos sau nu l-am văzut pe Hristos în celălalt, trebuie să ne macine măcar până la Paști. Pentru că altfel trec pe lângă noi toate slujbele, toate deniile și toate spovedaniile și toate împărtășanile trec așa pe lângă noi, în loc să treacă prin noi. Trec pe lângă noi și noi ne uităm așa, ia uite, începem de duminica viitoare, începem să zicem, păi urmează duminica întâia, a doua, a treia, a șasea, vin floriile, un alt, ne numărăm. Și ce facem? Ne facem contabili. Păi nu, contabilitatea e acolo, în documente. Noi însă trebuie să luăm aminte. Nu mai avem voie să stăm liniștiți. Să știți că eu mi-am luat foarte în serios rolul. Nu vreau să fiu părintele ăla cum să cade, care știți când a ajuns la, în urma unui accident cu autobuzul la Rai ce a pățit, că a trebuit să stea la coadă și până la urmă a zis, Doamne, nu te supăra pe mine, știi, acum chiar așa mi-o ia în față și șoferul de autobuz, eu care ți-am slujit atâția zeci de ani. Zice, da, părinte, dar hai să-ți povestesc. Păi, matale, când era la biserică, toată lumea mulțumită, le zâmbeai, le cântai una alta să fie liniștiți. Toată lumea era, câteodată câte unul mai și picotea până în strană, nu l-ai văzut, mata, dar i-a mai luat somnul pe câțiva. Ai fost foarte comod.
pe când șoferul de autobuz, tată, când intra în autobuz, zice, conducea așa de prost, încât cum pleca, după loc, toată lumea se închina. Doamne, să ajungem acasă. Vreau să vă țin așa. Vreau să vă țin în această nesiguranță, pentru că adevărul este că fără nesiguranță devenim oameni autonomi în sensul cel mai prost al cuvântului. Dușmanul cel mai mare al omului este autonomia. Atunci când crede că le are pe toate și gata, are răspuns la toate. Nu, nu trebuie să avem răspuns la nimic. După ce dăm un răspuns, să ne îndoim de el. Și mi-aduc aminte de Dumnezeu să-L odihnească, mitropolitul Anania, care spunea, m-am dus și l-am găsit la Sihăstria pe părintele Paisie Olaru în ultimile zile. Și mi-am permis să-l întreb, deși era clar că erau ultimile zile, și l-am întrebat, părinte, ești pregătit pentru ce te așteaptă pe mata acum că ești la rând, dar pe noi după aia? Și ce l-am văzut oarecum tulburat, dar și oarecum limpezit și liniștit. Și zice, hai să spun, frate, sunt și tulburat. Nu știu dacă în scaunul de judecată de la spovedanie n-am dezlegat cumva pe cine n-a trebuit și poate că am legat pe cine n-a trebuit. A să zic că dacă la acest nivel se duce nesiguranța, vă imaginați că noi cu atât mai mult trebuie să fim nesiguri. Dar nu nesiguri așa cu drobul de sare. Nu, nu, la asta trebuie să fim siguri. Să fim în nesiguranță în măsura în care această nesiguranță să ne ține treji, dar nu să ne scoale noaptea. Nesiguranța nu trebuie să vă trezească noaptea, decât la rugăciune. Nesiguranța trebuie să fie acea cantitate de sare și piper care să ne asezoneze viața. După ce faci o faptă bună, nu trebuie să fii așa într-o mulțumire totală, să zici, ia uite că am făcut-o și pe asta. Să te întreb dacă Dumnezeu a văzut-o cum se cuvine sau dacă ceilalți de lângă tine nu cumva prin aplauzele lor ți-au stricat fapta bună, dacă a fost o faptă într-adevăr bună sau n-a fost bună, pentru că acum știm și pe cel care făcuse și o faptă bună, a ajutat o bătrână să treacă strada, dar ea nu vroia să treacă. Nu credeți acum că neapărat să te la semafor să treacă strada, nu, nu, nu. A trece strada o bătrână înseamnă a o lua inclusiv din casa ei și să zici că îi faci un lucru bun, că o iei dintr-o bucătărie rece și dintr-un dormitor sărman și fără baie și așa mai departe și o duci tu la apartament. Nu, aia nu-i faptă bună. Pentru că bătrâna respectivă a fost obișnuită să trăiască într-un fel. Câte fapte bune de-astea n-am făcut noi? Și dacă ne aducem aminte așa fiecare, încet, încet să vedem cu alții ochi faptele noastre pe care le-am făcut bune. Inclusiv luând un cerșetor și dându-l ceva mai încolo, mai departe, sau zici, băi, uite care treaba, nu mai cerșești, faci cu tare. Nu se face așa de brutal intervenția în destinul cuiva. Și iată că o faptă bună nu este chiar atât de bună dacă începem să mărunțim lucrurile. V-am spus și despre categoria aceea și vreau neapărat să o punctez de... Hai să facem și noi o faptă bună. V-am spus despre cei care au venit la mine foarte, foarte tulburați, să-mi spună, știți, la noi, în scara blocului, este un boschetar de vreo 6 săptămâni. Și m-am bucurat de tinerețea lor că au grijă de cei care nu au adăpost. Și zic, da. Zice, nu vă supărați, faceți dumneavoastră un apel, poate îl ia cineva. Adică era o faptă bună pentru ei, să nu se mai împiedice la venire și la plecare din bloc, eventual să nu mai stea cu grijă dacă nu cumva nemernicul o să dea foc la ceva sau o să lase ușa deschisă când nu trebuie. Așa se face faptă bună? Nu. Trebuie să știm întotdeauna că în spatele unei fapte, bune sau rele, stă întrebarea, când te-am văzut, Doamne? Și dacă această întrebare stăruie în noi, cu siguranță că duminica de astăzi este una câștigată. Dacă nu, este pierdută. Și duminica aceasta și toate celelalte și până la Paștele ăsta și Paștele Paștilor următoare. Pentru că aceasta este o cheie. A ști să ne comportăm unii cu alții prin a ști să ne comportăm cu noi înșine. Și dacă vom ști că noi la un moment dat suntem cei despre care întreabă părinții noștri,
tati, știi, avem și noi o întrebare, unde-i mami? Ne asumăm această situație, așa mai din umbră putem să ajutăm pe mami să-și facă datoria și să răspundă ea la întrebări, este vârful de lance al familiei și să ne asumăm această situație. Nu trebuie acum să o invidiem că de ce numai ea întrebată. Trebuie să știm că astăzi Mântuitorul nu ne adresează soluții, ne adresează întrebări și ne întoarce puțin să nu mai vedem noi că am făcut cu tare lucru sau cu tare lucru, ci ne întoarce să raportăm noi înșine faptele noastre la Hristos, adică la persoana noastră. Pentru că noi când ne împărtășim devenim hristofori, purtători de Hristos. Și dacă nu credem lucrul acesta, degeaba ne aflăm aici. Vă să zic că nu trebuie să mai întrebăm când te-am văzut, Doamne. Unde am fost cu mintea, Doamne, de nu te-am văzut? Că la noi este răspunsul spre această întrebare. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca în această duminică, mergând spre casele noastre, să ne aducem aminte că nu avem voie să mai procesăm siguranța de sine decât în latura profesională strict, în latura în care ne străduim să facem o faptă bună, iar rezultatul îl vom vedea atunci când, așa ca oile de capre, ne va împărți Dumnezeu de-a stânga și de-a dreapta. Nu vă spun acum cine-s de-a stânga și de-a dreapta, că cine știe ce se interpretează și după aia stânga și cu dreapta, știți că de când Mântuitorul a fost răsit de doi tâlhari, s-a împărțit lumea politică în stânga și dreapta. Unii vorbesc și alții hulesc. Nu vreau să vă spun care e stânga și care e dreapta. De-a dreapta erau cei care l-au văzut pe Hristos. Să fim și noi acolo, să-L vedem pe Hristos, să îl hrănim, să îl adăpăm, să îl îngrijim, să îl cercetăm. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.